Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Vă propunem și astăzi să mergem pe teritoriul mirific al literaturii. La început nu pare atât de spectaculoasă ca teatru, opera sau muzica și totuși este o artă rezistentă în timp și la fel de spectaculoasă dacă mai avem și astăzi în vria aceasta informațională timp și chemare să lecturăm, să citim. Sună ca o invitație pe care vă fac la lectură în momentul când veți avea prilejul să lecturați ceva semnat și de invitatul meu, nu numai alte lucrări. Este vorba de domnul Adrian Petru Stepan, care e reprezentantul scriitorilor, dar ca o profesie, să-i zicem, adiacentă, pentru că profesia de bază este aceea de avocat, am înțeles. Jurist. Jurist, așa, profesia de jurist. Totuși, domnul Stepan este dotat cu talentul necesar pentru a ne arăta că literatura este o altă realitate, chiar dacă pornește de la cea recognoscibilă, este un alt teritoriu, nu doar al fanteziei, ci și educațional, dacă vrem, și informațional, și așa cum este de o veșnicie, aș zice, de când a început scrierea și povestea transcrisă. Acum am în mână un roman care se numește Poveste dintr-o sticlă de parfum. Titlul pare tentant este, dar pare puțin avangardist. Poveste dintr-o sticlă de parfum. Ce s-ar putea petrece într-o sticlă de parfum? Nu-i povestea pornind de la o sticlă de parfum, ci e dintr-o sticlă de parfum. Dar nu este singura carte pe care domnia sa o are. Noi vom prezenta și câteva imagini la final, în care veți vedea câteva secvențe din ceea ce reușește să facă în plan literar. Sunteți membru a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara, dacă am înțeles bine, și ați combătut mereu pe teritoriul prozei, așa-i? Mai puțin în alte domenii. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezentarea aceasta seducătoare. Da, în principal pe domeniul prozei, însă am și o carte care trece dincolo de fantezie. Așa? Se întoarce în realitate, e vorba de povestea fascinantă a Orientului Mijlociu, de la Scheherezada la Osama Bin Laden, și cu puțin noroc. Acolo e istorie, e fantezie, e geopolitică, da. Am citit și chiar asta voiam să abordez, dar dacă mai târziu, dar dacă dumneavoastră acum ați adus vorba, mi s-a părut foarte interesant și chiar îndrăzneț gestul unui scriitor de a pătrunde într-o altă cultură, că vorbim de cu totul altă cultură, și dumneavoastră faceți multe referiri la o altă cultură, și totodată aceste realități bine știute și prezentate în fila de istorie să treacă în literatură, trebuie niște rigori. Desigur că ai dreptul să fantazezi cât dorești, dar respectând o anume linie roșie a istoriei. Cum a fost tentația să scrieți așa ceva? Cred că v-ați documentat întâi foarte mult, nu? Da, evident. Inclusiv cartea de la Scheherezada la Osama Bin Laden a fost rodul unei documentări constante, unei documentări și a unei pasiuni. Da, categoric și a unei pasiuni v-a trezit interesul ceva? Scheherezada sau cine v-a trezit interesul? Da, inițial am început cu studiul dreptului canonic islamic, undeva în facultate, în anii facultății, și pe urmă a rămas pasiunea asta vis-a-vis de civilizația musulmană. Ați mers pe comparație mereu. E adevărat, comparația ajută mult.
și comparația poate să contextualizeze ceea tocmai ce vrei de să asta, spui. Ca să fie și elementele esențiale cuprinse și să nu fie ceva chiar fantast. Evident, orice carte bună este ancorată bine în realitate, pentru că lăsăm doar fantezia să zburde, s-ar putea să ajungem într-o lume cu totul și la cu totul recunoscut. Ei, și ce de la science fiction? Dar și acolo are realitate. Da, și acolo, și chiar science fiction-ul e mult mai complex decât mi-aș fi imaginat eu. Am avut o discuție cu Daniel Timariu, de exemplu, și spunea Daniel că niciun mare scriitor sau niciun membru al unui cenaclu de science fiction nu-și va imagina vreodată că o civilizație trăiește pe Marte. Și eu am rămas mască. Am zis, cum? Păi am văzut Marțianul, am văzut blockbustere americane în care începea o terraformare a planetei Marte. Și el spunea, păi nu, că Marte are anumite caracteristici. Eu nu le-am reținut, că erau cu niște caracteristici tehnice și eu, nefiind în lumea asta a științelor concrete, a științelor exacte, nu le-am reținut, dar spunea, Marte niciodată nu va putea fi terraformată și Marte niciodată nu va putea permite traiul unor oameni, în afara unor module speciale create acolo, pentru că nu există condițiile unei terraformări. Și oricine merge la un cenaclu de science fiction știe lucrul ăsta și știe multe altele, cum ar fi, nu știu, călătorile interstelare, și pe care noi nu le știm, dar ei, cei care sunt pasionați de science fiction le știu și ei. Nu fac erorile pe care le-aș face eu dacă m-aș pune să scriu science fiction acum. Haideți să intrăm puțin în atmosfera acestei cărți exotice. Ca subiect, ca epic. Da, se potrivește exotismul acesta cu Timișoara, pentru că e o carte care se petrece, cred, 90% din acțiune se petrece în Timișoara. A, vă referiți la povestea dintr-o sticlă, da, povestea de parfum. Da, povestea dintr-o sticlă de parfum, da. Nu, voiam să ne oprim la puțin la cealaltă poveste care e dintr-o altă cultură și alte coordonate. Cum v-ați ales personajele, cum lucrați cu fișe, cu un plan anume sau... Păi, când a fost vorba de această istorie a Orientului Mijlociu, într-adevăr, am folosit și câteva personaje, poate care nu au existat în realitate, pentru a ușura contextualizarea și înțelegerea evenimentelor istorice și a jocurilor geopolitice din zonă, însă fiind o lucrare care e mai mult de istorie și geopolitică, atunci aici am creat capitol după capitol, pornind de la principiul temporalității. Evident, de-a lungul istoriei am prezentat anumite aspecte care ajutau înțelegerea a ceea ce se va întâmpla ulterior în ultima sută de ani în fiecare țară analizată din această zonă, din această regiune. Și evident, aici a trebuit să am surse de documentare. Practic, care este firul epic? Este o analiză în Scheherezada, în istoria Orientului Mijlociu. E vorba de o analiză a ceea ce se întâmplă astăzi în Orientul Mijlociu, de unde apar aceste revoluții, această obsesie pentru gesturile sinucigașe, această continuă frământare și această imposibilitate de a se conecta la modernitate a țărilor din regiune. Și atunci am pornit din istoria veche, să înțelegem ce se întâmplă acolo. Ok, a apărut credința pe care a promovat-o Mahomed, însă înainte de asta erau multe alte credințe. De fapt, și credința noastră creștină apare tot, sigur, de pe malurile Mediteranei. De acolo a pornit. Avem alte credințe, cum ar fi cele provenite din spațiul iranian, care au fost antecesoare a creștinismului și, evident, a islamismului, care, într-adevăr, încă trăiesc, dar care și-au lăsat amprenta asupra acestor religii actuale, care încă își găsesc prozeliți. Și atunci am pornit de la aceste credințe, de la aceste întâmplări vechi, pentru a explica prezentul. De exemplu? Niște întâmplări care poate nu toată lumea le cunoaște, că dacă nu ai documentare, n-ai cum să le știi pe toate. De exemplu, noi cunoaștem povestea Evei, nu? Care l-a corupt pe Adam, care l-a îndemnat să ia fructul oprit și astfel a căzut din paradis. Însă, dacă ne uităm la
varianta Evei din cultura, din mitologia iraniană, o vom vedea pe Lilith. Lilith, care este un personaj și Eva, evident, ea este vectorul păcatului și căderii în păcat. Însă Lilith este un personaj mult mai complex. Lilith este mai mult decât un vector al păcatului. Ea însăși a rămas să bântuie nopțile babiloniene, întrucât fusese damnată, fiindcă refuzase să se împreuneze cu primul bărbat și se dusese să se împreuneze cu demonii, iar copiii pe care născuse erau evident demoni. Și, un adevărat calvar, da, existențial. Permițându-i să-și păstreze copiii, ea ajungea să bântuie nopțile deja apare în poveștile, în legendele babiloniene de cred cu două milenii înainte de Hristos, ca un demon care răpește copiii noaptea pentru a-și satisface acest instinct matern, care s-a refuzat tocmai pentru că nu a dorit să urmeze calea aceasta de familie monoparentală și apoi s-a diminuat această pedeapsă. Sau această credință, vreau să spun. S-a diminuat fiindcă au apărut alte credințe. Evident, o credință își trăiește apogeul, iar ulterior, dacă nu își găsește o nouă modalitate de exprimare, ea dispare sau rămâne cumva claustrată într-o comunitate mică sau mai multe comunități mici. Cum, de exemplu, sunt iazidiții, cei pe care noi considerăm adoratorii diavolului, pentru că ei se închină lui Melectaus, reprezentat sub forma unui păun, iar acest Melectaus, spun ei, ar fi în momentul în care Dumnezeu a cerut tuturor sfinților, tuturor arhanghelilor să se închine creației sale omului, Melectaus a refuzat și a spus că nu se poate închina creației lui Dumnezeu. Evident, asta poate fi considerat într-o dublă notă. Odată că îl sfidează pe Dumnezeu, dar în al doilea rând spun iazidiții, nu, Melectaus a refuzat să se închine creației lui Dumnezeu pentru că el se poate închina doar omului. Și cumva prin acest Melectaus, iazidiții încearcă să împace binele și răul. Ceea ce în credința noastră nu este permis. Avem și, ori alegem una, ori alta. Care sunt planurile epice, așa literar vorbind acum, ați respectat aceste coordonate și în carte, practic, care ar fi miza? Vorbim de poveste sau... Nu, aici rămânem în Orient și mergem și la povestea din sticla de parfum. Da, miza ar fi tocmai înțelegerea a ceea ce se întâmplă în Orient în momentul actual, de ce există atâta luptă, atâta conflict, atâta moarte și atâta neacceptare a modernității. De ce acele populații care odată, sau acele națiuni chiar, nu vorbim doar de simple populații, acele națiuni care atunci când la noi aveam evul mediu, aveau universități, chiar dacă nu în accepțiunea și în contextul actual, totuși primele universități erau... Foarte interesant. Da, în lumea... Universități la momentul respectiv. Da, în lumea musulmană. La noi prima universitate mi se pare că a apărut la Bologna, undeva 1300-1400. Ei aveau deja aceste instituții de învățământ superior de multe secole, totuși au ajuns să nu își mai dorească modernitatea și cumva să rămână blocați într-un acea vârstă de aur, dar acea vârstă de aur a profetului, evident că astăzi nu mai poate să se ridice la nivelul civilizației occidentale, de exemplu, care acceptă mult mai multe. Evident, orice modernitate vine și cu problemele ei și cu păcatele ei, dacă vrem să le privim în context religios, dar tocmai această deschidere a permis să ajungă civilizația occidentală, care la un moment dat era inferioară celei musulmane, să domine întregul pământ, iar cea musulmană să se simtă într-un fel complexată. Cum a fost primită cartea? A fost primită foarte bine, am rămas chiar plăcut surprins, fiindcă a fost apreciat atât de cititorul care nu era familiarizat cu domeniul, cu acest spațiu evident pentru noi
ciudat sau un spațiu colorat, un spațiu exotic. Sau exotic, pe care nu-l cunoaște oarecine, oarecum, dar și în amănunțime, da. Exact, dar și de către universitari. Am primit chiar multe aprecieri de la istorici, istorici și cunoscători ai spațiului. Da. Și trecând la povestea dintr-o sticlă de parfum, pentru că aici vom găsi într-o formulă de reluat, îți dă impresia că e bine să revii, să recitești. De ce? Pentru că intrăm într-o Timișoară, o Timișoară de altă dată, trăită în poveștile personajelor. Și pare multă notă autobiografică aici. Iar mi-ar place să fie nota autobiografică. Dar nu e, că dar așa nu spuneți. Ar fi frumos să trăiești o viață ca personajele acelea, chiar dacă unul dintre ele nu are un sfârșit chiar plăcut, da. Dar din păcate nu. E doar o fabulație, doar foarte o fabulație, puține note autobiografice. Da, fabulație plus, evident, documentare, pentru că aceste povești, pentru un cititor clasic, dacă există așa ceva sau dacă pot să folosesc această formulă reductivă ca să-mi explic puțin cartea, poate părea prea excentrică. A, Timișoara, da? Atâtea neamuri, atâtea credințe aici în Timișoara, plecăm din Sicilia, ajungem în Timișoara, pe urmă ne întoarcem tot pe malurile mediterane, doar că în partea de est, la Ierusalim. Ce legături sunt? Da, legăturile chiar sunt și noi suntem obișnuiți, și eu cel puțin, sau am fost obișnuit să văd Timișoara destul de anostă, ca un oraș de câmpie, un târg, cum spune un cunoscut scriitor actual foarte bine cunoscut, dar nu-i dau numele, spune astfel de Timișoara, un târg. Majoritatea orașelor noastre sunt niște târguri, de fapt. Ceea ce este real, însă Timișoara, la un moment dat, a fost un oraș surprinzător. Și discutam cu câțiva prieteni istorici care cunosc foarte bine trecutul Timișoarei și nu trecutul vechi de acum câteva mii de ani, în care Timișoara pe locația aceasta nu a existat sau dacă exista ceva era ceva insignifiant, dar avem la cât, nu știu, 30-40 de kilometri, nu știu exact, la Cornești, a fost una dintre cele mai mari cetăți din epoca bronzului din întreaga Europa. Deci Timișoara noi o cunoaștem destul de plată, că asta a fost. Suntem undeva într-o parte a României, la granița cu Ungaria și cu Serbia, centrul României e departe, Transilvania bogată e și ea departe, noi suntem aici cumva într-o margine, e adevărat, Banatul, care a fost o regiune bogată, dar înainte de a ajunge, de a se destrăma Imperiul Austro-Ungar, Timișoara efectiv era capitala unei regiuni, a Banatului Habsburgic, și tocmai Timișoara se dezvoltase fantastic. Existau aici nu doar întreprinderi care exportau produsele lor până în cele două Americi, ci exista și o viață culturală. Spunea chiar, discutam cu Calin Timo, care știe foarte bine istoria aceasta și vom scrie împreună o carte, o începem în toamnă, despre Timișoara, spunea că ceea ce se realizase după anii 1850 până prin 1910 în Timișoara, din punct de vedere cultural, bate ceea ce se întâmplă astăzi. Teatru, și în perioada opera. Interbelică a și în perioada interbelică, da, da. Dar aici vorbim despre o carte în care e și realitate, e și fantezie. Personajele sunt chiar foarte reale și implicate într-un context real pe care parcă îl recunoaștem, că am mai auzit de anumite zone din Timișoara. Destinele lor sunt foarte interesante și se intersectează, așa cum ați spus, cu alte planuri geografice. Da, pentru că în Timișoara, în perioada interbelică, înainte de a apărea excesele acestea ale extremei drepte, 10% din populație era formată din evrei. Aveam aici în fabric un cartier, efectiv o zonă locuită de evrei, chiar de acești
erau familii de evrei ultra-religioși care puteau fi văzut sâmbătă, mergeau la sinagoga din fabric și încă până prin anii 50-60, cum îi vedem astăzi în Israel, cu acei zulufi îmbrăcați în alb și negru, cu acele pălării lor clasice, îi aveam aici în Timișoara, aveam armeni, aveam greci, aveam mulți bulgari, ucrainieni și toți lucrau și produceau în mare parte în fabric. Aici Timișoara era un oraș cosmopolit, cu adevărat cosmopolit. Inclusiv îmi amintesc și când eram și eu copil, înainte de Revoluție, în blocul unde stăteam aveam sârbi, aveam nemți, aveam unguri. Acum e adevărat, nemți, mulți dintre nemți au plecat și o parte dintre unguri s-au plecat iarăși în Europa de Vest sau în Ungaria. Evrei, ce să mai zicem, sunt foarte, foarte puțini. Dar apropo de, vorbeați de partea aceasta materială de producție, am găsit în reviste vechi niște reclame din perioada interbelică, vă spun, adorabile. Adorabile. Cum se vindea pe actuala stradă Emanuel Ungureanu, se vindea, de exemplu, pomadă pentru chelie, spuneau ei, la nu știu câți creițari șcătula. Tot în zona respectivă era un renumit magazin de mătăsuri, de metraje, de mătăsuri. Mi le-am și imaginat cum arată, și de porțelanuri. Deci era un nivel, să zicem, elegant de aspirație a vieții. Să vinzi mătăsuri înseamnă că aveai cui, nu-i așa? Și porțelanuri, idem. Că erau import. Asta e cu totul altceva. Dar era o populație interesată de un grad înalt de existență, să zicem. Da, era o populație bogată. În primul rând era cartierul cetate în care trăiau notabilitățile, în care trăia administrația austro-ungară, în care Timișoara avea, era din punct de vedere militar centrul regiunii, cum era și din punct de vedere administrativ, dar aici, în momentul în care Eugeniu de Savoia a intrat în cetate, a știut că își va coordona activitatea militară pentru a lupta în peninsula balcanică și a rămas pentru câteva sute de ani centrul militar al regiunii. Deci avea și ofițerime bine stipendiată, avea pe urmă industriași care, aici fiind centru în care, de unde se trimitea marfa și produsele realizate aici în toată regiunea și chiar până la Budapesta sau Viena, au putut să se îmbogățească. Deci a existat un capital local care a permis dezvoltarea industriei. Existau pe urmă aceste mici ateliere care s-au dezvoltat din breslele anterioare care existaseră înainte de venirea turcilor și ulterior continuaseră într-o măsură mai mică după cucerirea otomană. Și aceștia la fel aveau tehnici de producție foarte eficiente și evident își permiteau să acumuleze capital. Tot acest capital era investit aici și Timișoara florea. Și de asta își permite. Și personajele dumneavoastră nu sunt chiar, să zicem așa, din ultima clasă. Sunt personaje care sunt încărcate cu amintiri, cu foarte multe întâmplări pe care le poartă cu ei, le scot la iveală, le readuc în realitate. Da. Care v-a fost inspirația aici? Poate ați pornit de la personaje reale. Da, într-un fel, chiar spunea un prieten că în momentul în care începe să citească cartea, pare că e un roman cu James Bond. Nu mi-a fost inspirație chiar James Bond, dar știu din poveștile bunicii care trăia într-un bloc din centru. Și e personaj aici, bunica, într-un fel. Bunica apare, da, în majoritatea cărților, ca și personaj, dar povestea despre diplomați din Timișoara, care în perioada anilor 60-70 și pe care-i cunoscuse, activau chiar la ONU sau la alte organizații internaționale. Și atunci, pornind de la această idee a diplomatului de carieră,
a diplomatului, dar nu acel diplomat uneori scorsos, ci acel diplomat plin de har, de șarm, am creat personajul principal masculin, iar personajul principal feminin este o tânără evreică, iar când vorbești de evrei, majoritatea familiilor evrei, de evrei erau, erau culte, aveau o anumită pregătire, pentru că la ei, de exemplu, nu poți, asta este conceptul, dacă nu știi să citești, nu poți citi rugăciunea, nu? Ori la noi, până prin anii 1900-1920, mare parte din populație era analfabetă. Nu... Ei pun foarte mare preț pe cultură, e adevărat. Da, pe scris. Au și o subtilitate intelectuală pe care și-o cultivă, am zice moștenită. Și da, continuați. Altfel nu ar fi rezistat. Și atunci, aceasta... De asta avem personaje și, într-adevăr, cam în toate cărțile mele nu sunt personaje banale. Poate doar în acele personaje negative sunt rău, banal. Dar în rest, nu, sunt niște personaje care întotdeauna trebuie să uimească, să... niște personaje sclipitoare, niște personaje deosebite. Mi se pare firesc că personaje placide vedem în, în da, fiecare sunt zi. Da, personaje care, dar... asta vreau să spun că... poartă o încărcătură, nu doar emoțională, au o încărcătură de viață, aș spune, o viață trăită, pe care autorul reușește să o scoată în prim plan, și derularea faptelor, legătura aceasta epică, îți dă impresia unui alt ev, și așa și este, a unui alt timp, în care personajele au multă putere de a fi reale, nu le poți bănui că sunt imaginare, pentru că rezonează foarte bine cu contextul. Da, poate ar fi trebuit să spun că sunt pic reale, să las așa o aură de mister întotdeauna, să spun că mă regăsesc prin... Vă spun, eu am avut senzația citind, mi-a plăcut foarte mult, că chiar sunteți urmașul celor care povestesc, dar spuneți că numai bunica e... Bunica îmi spunea multe povești, da, și bunica din partea mamei și bunica din partea tatălui, care locuia aici într-un sat de lângă, în Gearmatavi, unde locuiesc eu acum, și venea la noi și, evident, bunicile povestesc. Iarăși, bunicii amândoi luptaseră în război și mă amintesc că eram mic, aveam 5-6 ani, și când se întâlneau bunicul din partea tatălui cu bunica din partea mamei, cum fuseseră până la cotul Donului în Uniunea Sovietică, fuseseră făcuți prizonierii. Deci aveau o sumedenie de povești, care, evident, se duc copiii, poveștile din război, nu? Când auzi doilea război mondial, am fost până la codul tancuri, avioane, asedii, rușii contra-atacau, și atunci, normal, stăteam, eram mic și ascultam cu povestea, luau o sticluță de țuică și puneau fiecare și puteau să povestească 2-3-4 ore. Care din poveștile acestea le regăsim aici? Pe care nu le-ați uitat, care v-au marcat? Este posibil să nici nu-mi dau seama care dintre ele se regăsesc aici, pentru că efectiv îți rămân. Acele povești poate se duc undeva în subconștient, da. Și în momentul în care începi să scrii, spui o poveste pe care nu mai ești, nu mai cunoști conștient, ci efectiv ți-a rămas întipărită undeva, și când începi să creezi, în momentul în care începi să aștepți pe hârtie povestea principală, aceste povești apare insidios ca povești secundare, ca și elemente de viață ale personajelor. Deci cred că, fără să-mi dau seama, probabil din ceea ce am auzit, ceea ce am acumulat de-a lungul decenilor, sunt unele povești reale. Repet, fără să... Spuneți-ne una care v-a rămas, că, desigur, cum spuneți, cum precizați, toate au un loc al lor, dar așa, ca să ne impresioneze și pe noi. E mai greu să impresionez verbal spunând o poveste, încerc să mă amintesc, dar nu... Asta pentru că e contextul nostru, e aici, locul pe care îl cunoaștem, îl vedem zilnic. Da, de exemplu, era, povestea, îmi spunea domnul Eugen Bunaru, îmi povestise câteva întâmplări din fabrică, el copilărise acolo. Și erau acele, apar câteva încăierări aici între tinerii din carte. Și în povestea cum
exista o împărțire pe cartiere a Timișoarei, cei care erau în fabric sau în plopi, mai ales în plopi erau căruțași și câțiva boxere numiți bătăuși. Era această împărțire pe cartiere și atunci dacă veneau la întâlnirile dansante, cum se organizau pe atunci, prin anii 50-60, chiar tineri din alte cartiere, pentru că în fabric erau multe fete frumoase și atunci tinerii din alte cartiere veneau aici. Și cei de-ai locului, când îi vedeau că fac curte unei fete reacționau. Din cartier, reacționau și reacționau ca în filmele western, cu scaune rupte, cu pumni dați în cap, persoane înjunghiate, duse la spital. Și povestea domnul Bunaru cum lucrase și el la depozitul de lemne de pe Praier și cum ducea lemne și cunoscuse o grămadă de persoane interesante în cartier. Și la fel, două dintre personajele cărții ajung să se cunoască fiindcă umblau și vindeau lemne familiilor din fabric. Atunci început să se introducă și gazul metan în cartier, dar mulți se mai încălzeau cu lemne, cu sobele acelea vechi. Inclusiv îmi amintesc străbunica mea care stătea pe Eroilor de la Tisa, cred că se numește acum, da, undeva lângă fabrica Guban sau Banatul sau Guban. Nu, amândouă, da, și Banatul și Guban, mi se pare că sunt același. Da, sunt apropiate. Da, exact, exact. Deci acolo, între cele două fabrici stătea. Și încă se încălzea, știu că bunica mea, mă duceam cu ea la străbunica, care stătea acolo, avea o cămăruță într-o casă veche, o casă de raport, cum se spunea, celor case de închiriat, pe care un proprietar construia mai multe unități locative, stătea într-una și pe restul le dădea în închirie. Ei, pe vremea lui Ceaușescu deja astea fuseseră naționalizate și erau chiriași care plăteau la regia asta de ce închiria locuință, dar se încălzeau pe atunci cu lemne și cu cărbuni. Normal. În anii 80 chiar. Știți că Franz Josef are un jurnal în care vorbește despre Timișoara. Și aflăm că, și nu numai de la el, că în Timișoara, apropo de lemne și trotuarele erau făcute din, la un anume moment pe vremea turcilor, erau din scândură. Bun, da. Din scândură, din lemn. Deși e o zonă de câmpie, lemnul era foarte, foarte bine cotat, foarte bine găsit. Da. Cam cât timp ați lucrat la această reînnodare a unor epoci și a unor povești? Cred că am început, eu de obicei scriu în anotimpul rece, când e cald, am treabă pe afară, în grădină, ies, mergem, plecăm. În anotimpul rece stau mai mult în casă, atunci când nu plec din țară în locuri mai calde, că din fericire mai avem și avioane. Și numai, cel puțin toamna și iarna nu-mi place deloc să stau în Timișoara, dar asta este. E prea frig, e prea umezeală, e prea întuneric. În anotimpul rece, cum se luminează târziu și se întunecă de vreme, această penumbră, acest crepuscul mă inspiră și stau și scriu. Deci cred că, dacă mă amintesc bine, cartea aceasta am început-o undeva în septembrie și am trimis-o editurii undeva înspre aprilie sau mai, cred. O, da, destul de repede. Înseamnă că toate aceste evenimente erau foarte bine conturate în memorie. Da, erau bine conturate și cred că bine ascunse undeva și în momentul în care am început să scriu, au mai apărut povestioare care s-au îmbinat în storiul principal. Ați apucat să îi spuneți sau s-a întâmplat momentul potrivit, fericit, să știe bunica dumneavoastră că devine un personaj în cartea despre o Timișoară de altă dată? Nu, bunica a murit. Deci nu, n-a reușit. Sau 2011, da, încă din liceu m-am apucat să scriu, scriam povestioare, pe urmă am fost în facultate la Cenaclu, la Pavel Dan, dar pe urmă am oprit această pasiune pentru că, evident, trebuia să te ocupi să ai o carieră, să ai un copil, să faci ceva și
N-am mai avut timp de scris, m-am reapucat de scris în 2014 și în 2015 am publicat prima carte. Și, deci relativ recent am reluat această activitate, această pasiune, de fapt. Da, tocmai asta voiam să întreb, ce reprezintă literatura pentru dumneavoastră, pentru că jurist fiind, trebuie să fiți ceva mai exact în gândire, după litera legii. A, că poți să o îmbraci în cuvinte convingătoare, mai plăcute, poate mai blânde, e altceva, dar legătura cu scrisul, cu libertatea fanteziei care ți-o dă literatura, e altceva. Sunteți o persoană duală, cu o profesie duală. Așa spune și soția, ești gemen, ești dual, nu ești de încredere, ești mincinos. Glumesc. Da, fiindcă aici ai și fantezie, așa e? Da, e evident și fantezie. De-aia, da. Oricum, rigurozitatea ajută în scris, cel puțin în proză, cred că știți mai bine ca mine că dumneavoastră scrie și poezie și proză și atunci... Dar și poemele mele, să știți că au o notă epică. Adevărat, da, aproape de fiecare dată e un ce, e o mică întâmplare, e o sugestie care duce spre, eu aș spune așa, care duce spre o întâmplare, spre epic. Da, am observat asta, e clar, dar într-adevăr poezia e diferită de... Da, e vorba de ritmare, de stil categoric, sigur că da, și e vorba de fantezie, într-adevăr poți foarte ușor să jonglezi în poem cu fantezia. În literatură sunt niște, totuși niște reguli, fiecare personaj are o anume structură și trebuie să mergi pe linia respectivă. Nu pot să deraiez chiar foarte mult. Sunt niște legi ale prozei. Foarte multă lume spune, și ați întâlnit și dumneavoastră, nu? O, viața mea este un roman, dacă mă apuc să scriu... Mi-am scris viața, am scris un roman. Dar ei n-au dreptate. Nu este un roman. Este o lucrare memorialistică, dar romanul înseamnă niște norme. Niște norme artistice care ori le simți, ori le știi, ori le și simți și le știi și le îmbini, ori te lași de meserie. Da, încă romanul european e destul de libertin, între ghilimele. Romanele americane, mai ales astea... Moderne, thrillere. Da, nu. Toate sunt scrise pe o rețetă, foarte simplu. Da. Băiatul bun, băiatul rău, femeia mortală. Da, destinul, merg după niște șabloane. Exact. Trecem peste acest capitol și ne gândim totuși la creația artistică, propriu-zisă, creația valoroasă, nu? Fiecare poet poate să aducă un plus, să aducă ceva nou, dar și mai ales fiecare scriitor în proză, pentru că cititorul asta așteaptă. Să îi se ofere ceva, poate nu sub aspectul neapărat al noutății, să învețe ceva, să audă ceva nou. Păi, până la urmă și orice carte trebuie să îndeplinească cele trei reguli ale discursului retoric, nu? Să placă, să instruiască, să convingă. Se adreseze inimii, sentimentelor, odată, pe urmă să nu rămână doar blocat acolo, fiindcă ar fi poate un discurs manipulator, dacă facem o comparație cu politica, trebuie să și aducă ceva nou, să-l învețe pe cititor ceva, să-i lăgească orizontul și pe urmă să-l și convingă, să-i argumenteze, să-l obișnuiască sau, dacă e obișnuit, să îi repete modul în care, cum a zis, se construiește romanul, că trebuie argumentativ. De ce? Plecăm de la un personaj care se întâlnește într-un anumit loc cu un alt personaj care îmbină anumite idei și astfel merge argumentația lirică, poate, dar și cea logică, pentru că trebuie să-i oferi cititorului premisele pentru a trage concluzia. Și atunci trebuie să fii și cât se poate de organizat și să te adresezi și intelectului.
printr-un roman. Dacă reușești să le acoperi toate trei, pentru că exersați cuvântul, cuvântul scris, dar și cuvântul rostit în meseria dumneavoastră, este, cred, un element foarte important. Și vorbeați de cele trei, să le spunem, legi ale discursului. Erau școli specializate în Grecia antică de declamație, în care te învățau să exprimi după următoarea logică. Dacă știi să exprimi frumos, convingător și logic, înseamnă că ai gândit frumos, logic și convingător. Ori aceste trei reguli dumneavoastră le exersați, cred, și în profesia de bază și în scris, firește. Da, e obligatoriu până la urmă să o facem. Este obligatoriu. Meseria noastră trebuie să convingem. Dar ați reușit aici, în Poveste dintr-o sticlă de parfum, să mergeți pe o structură epică modernă. Adică nu plonjați direct în ceea ce s-ar numi o aură de amintire. Începeți într-un anume fel și pe urmă brusc ne întoarceți pe noi cititorii spre un alt aliaj de gânduri, de întâmplări, de consemnări, intervine un alt personaj. Asta e o chestiune, sigur, care ține de tehnică. Da, e adevărat. Aș vrea să spun acum că aveam fișele fiecărui capitol organizat, ce trebuie să fie următorul, cum să fie. Dar să fiu sincer, de obicei, în momentul în care vreau să scriu atât de organizat, abandonez romanul, că am vreo 3 romane abandonate după ce am scris poate la unul chiar mai multe cuvinte decât sunt în cartea asta. Și pentru că sunt foarte organizate, și prea riguros. Mai îmi plac. Exact, e prea riguros. Mai... Arta trebuie să fie liberă, deschis, nu? Exact, exact. Nu mai plac nici mie să le termin. Și atunci eu, de fapt, scriu din plăcere. Stau și scriu, e ca și cum poate altcineva se uită la film și se uită la acel film și e captivat, trăiește prin personaje, trăiește lumea aceea. Eu trăiesc în lumea romanului când scriu. Păi și dacă nu mai place ceea ce scriu, că totul devine prea sec, prea organizat, abandonez romanul. Așa că romanul ăsta, am început, ideea principală exista, însă ea s-a modificat, cred, de vreo 3 ori pe parcurs, dar fără să vreau eu. Cum vă ziceam, ceva e subconștient, niște povești subconștiente, care în momentul în care scriu, apar la inconștient. Da. Și atunci modifică personajele, modifică acțiunea. Asta e arta, așa se întâmplă, da. Dacă ați fi descris, să zicem, așa, calendaristic, ce ar fi ieșit? Absolut nimic. O dare de seamă corectă. Și nici nu aș fi terminat o carte. Că nu mi-ar mai fi plăcut nici mie până la urmă și aș fi abandonat. Da. Foarte frumoasă mărturie de scriitor, ca să spunem așa, știți? Și acum aș vrea să mergem spre relaționarea între meseria dumneavoastră de bază, cum ați spus, și literatură, quantum. Puteți să renunțați? La niciuna nu se poate, așa-i? La meserie nu se poate renunța, că din meserie se trăiește. Din scritură da. Nu se trăiește. Deci eu personal n-aș renunța, evident, nici la scris, dar dacă ar fi vreodată așa. O problemă să trebuiască să nu mai am timp și pentru scris, evident că, din păcate, renunț la hobby. Spune că asta e. Da. Asta e, atât a fost. Ce așteptări aveți de la relaționarea cu literatura? Faimă, onoare, diplome, eu știu, bucuria unor întâlniri cu cititorii, poate fi și asta. Păi, când eram și eu mai tânăr, sau nu mai tânăr, chiar copil, adolescent, evident că era acea idee, dacă vrei să fii faimos, te faci fotbalist, actor sau scriitor, nu?
E, dar nu toți scriitorii sunt faimoși. Cum nu sunt nici toți fotbaliștii, dar de fapt acum cred că scriitorii nu prea mai sunt faimoși. Nu mai sunt faimoși. Sunt fotbaliștii nu, faimoși, nu. Sunt actorii, de fapt, din filmele Hollywoodului. Ar fi, da, anumite filme, pentru că nici actorii, unde arta este... Te închini în fața ei, este un dar, un har, dar câte lume merge la teatru, câte lume înțelege teatru, câte lume este atrasă de așa ceva. Trăim într-o epocă foarte diversă, un amalgam de preferințe și de oferte din toate domeniile. Din păcate nu sunt cele mai înalte, că vorbeați de aspirațiile înalte, eu știu, să vorbești elegant, să fii convingător, să fii logic, să ai o anume diplomație în comportament. Nu, sunt diversități. Așa încât dumneavoastră rămâneți probabil la plăcerea de a te întâlni cu textul și cu niște personaje. Exact. Plăcerea, în loc să privesc la un film sau să citesc, bine, citesc și cărți, evident, dar într-o carte ești captiv al acțiunii acelui scriitor care a compus. În momentul în care scrii o carte, atâta timp repet cât îmi place acea poveste, așa? Efectiv scriu eu povestea și atunci e acea plăcere a scrisului în care o oră, două, sâmbăta și, sau duminica și, sau sâmbăta și duminica. Dar e, face parte din felul dumneavoastră de a fi. E un fel de a exista. Scrisul. Da, exact. E scrisul. Un fel de a exista. V-am smuls această mărturie pentru că timpul a trecut. Trebuie să vă mulțumesc pentru prezența. Eu vă mulțumesc. Ne vom uita și la cele câteva imagini pe care ni le-ați adus. Recomand Poveste dintr-o sticlă de parfum, pentru că veți întâlni o altă Timișoară fermecătoare. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și dacă îmi permiteți o invitație, fac și o invitație, organizăm acele lecturi publice, cred că v-am povestit, să și Timișoara, da. Cu Cristi Vicol și cu Patricia Lidia suntem curatorii acestor întâlniri. Le vom relua în septembrie și ne-ar face plăcere dacă ați participat și dumneavoastră și ați citit câte ceva din creație. Da, cu mare plăcere. Este o inițiativă nouă de care orașul avea nevoie și publicul. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes. Stimați telespectatori, încheiem aici ediția de astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Sunt Veronica Balaj. O întâlnire nouă duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.